Iulian Rotariu, pompierul botoșanean, revine în țară după ce în perioada 15-24 mai a participat la ultramaratonul de Track, desfășurat în Australia. După cele 9 etape în care a parcurs 522 de kilometri și după un efort susținut, Iulian Rotariu a reușit să se claseze pe locul întâi cu un timp total de 57 de ore, 6 minute și 20 de secunde, fiind secondat de celălalt român înscris în competiție, Andrei Gligor. Reușita pompierului Iulian Rotariu reprezintă și un record al întrecerii Botoșeneanul obținând un timp cu șapte ore mai bun decât câștigătorul competiției din 2017. Rezultatul este de apreciat în condițiile în care The Track a reprezentat cel mai greu concurs de anduranță la care a participat vreodată Iulian Rotariu. Doar 18 dintre cei 38 de concurenți înscriși la start a reușit să treacă linia de sosire, patru renunțând de la bun început, iar alți 16 încheind cursa fără să parcurgă întreaga distanță. La Botoșan, Iulian Rotariu va ajunge pe data de 5 iunie. Cine vrea să-i arate recunoștința pentru patriotismul Autismul și efortul său, printr-o întâmpinare cu flori și aplauze, este așteptat pe Stadionul Municipal Botoșanean pe 5 iunie de la ora 18. De remarcat este faptul că plutonierul ajutant, Iulian Rotariu, a participat în scop caritabil, el încercând să sprijine în acest mod activitatea unei asociații care are în grijă copii cu autism.